seara și bun găsit, sunt Ionela Gherghe și vă prezint știrile GDS. Wizz Air nu a suspendat zborurile de la Craiova doar pentru că se vor face lucrări de modernizare la pista aeroportului. Detalii în jurnal, dar să vedem mai întâi titlurile ediției. Dacă temperatura de afară bate spre 30 de grade în ultimele zile, cea din autobuzele din Craiova urcă și mai sus. Călătorii se plâng că de-abia mai pot respira. Sute de pacienți stau zilnic la coadă la unitatea de primiri urgențe a spitalului din Craiova pentru a fi consultați de medic. Dronele au din ce în ce mai multă căutare, fie că sunt folosite în agricultură sau pentru a supraveghea liniile de înaltă tensiune. Lucrările de modernizare la pista aeroportului nu reprezintă singurul motiv pentru care Wizz Air a suspendat zborurile de la Craiova. În urma unei evaluări a Autorității Aeronautice Civile s-a constatat că există riscul să apară defecțiuni la calea de rulare. Informația a fost făcută publică de directorul tehnic al aeroportului Craiova, Adrian Predescu, în cadrul emisiunii Subiectul Zilei. Wizz Air anunța vineri că suspendă zborurile de pe aeroportul Craiova de la 1 iunie. Motivele invocate în comunicatul oficial al companiei făceau referire la lucrările de reabilitare a pistei, chiar dacă nu se știe cu exactitate când vor începe acestea. Directorul tehnic al aeroportului Craiova, Adrian Predescu, invitat la Subiectul Zilei de la Alege TV, a spus însă că mai sunt și alte motive pentru această întrerupere temporară a curselor. Starea actuală a pistei și frecvența tot mai mare a zborurilor pot pune în pericol siguranța pasagerilor. În urma verificărilor cu foarte mare atenție și a unei perioade de timp, s-a ajuns la concluzia că datorită traficului și a frecvențelor de zbor care le aveam la ora actuală, ar putea apărea diverse defecțiuni care nu ar putea fi rezolvate în timp util. Pentru că începând cu data de 1 iunie nu mai aveam nicio zi liberă în zboruri. Suspendarea zborurilor Wizz Air va afecta din punct de vedere financiar aeroportul din Craiova. Ne afectează într-un fel, dar ne afectează numai în ce privește veniturile. Pentru că noi pentru fiecare pasager îmbarcat percepeam o taxă și era principala noastră sursă de venituri. Dar ținând cont că reparațiile care ar fi urmat să le facem ar fi costat foarte mult, mare lucru nu câștigam. La Craiova ar putea apărea noi curse odată cu reabilitarea pistei. Aeroportul din Craiova va primi în următoarele zile brevetul de aeroport internațional. Dacă temperatura de afară bate spre 30 de grade în ultimele zile, cea din autobuzele din Craiova urcă și mai sus. Se întâmplă așa pentru că multe mijloace de transport în comun nu au aer condiționat. În noile vehicule achiziționate de primărie sunt astfel de aparate, dar adesea oprite, așa că nici aici nu se poate respira. Cel puțin asta susțin călătorii. Conducerea Regiei Autonome de Transport Craiova este însă de altă părere. Evantaie, transpirație și mulți nervi. Așa s-ar putea descrie atmosfera din autobuzele Regiei Autonome de Transport Craiova, odată cu creșterea temperaturilor de afară. Este foarte cald și aglomerat și mereu este la fel. Cald de mori. De ce? Nu. Păi nu au și ei aici. Aerul condiționat nu merge. N-au aer. Dar și în vehiculele noi achiziționate de primărie pe bani mulți, dotate cu aer condiționat, de multe ori situația este la fel. Nici geamurile nu le lasă deschise. Mergeți des cu autobuzul acesta? Eu merg zilnic. Și ați observat autobuzul la aer condiționat? Nu. Chestionat de unul dintre călători, șoferul unui autobuz dotat cu aer condiționat i-a răspuns că a primit ordin să nu deschidă aparatele de răcire. N-aveți voie. Voi acum 3 săptămâni băgați aer condiționat, acum nu mai aveți voie. Conducerea RAT Craiova spune că toate autobuzele dotate cu instalații de aer condiționat trebuie să meargă cu acesta în funcțiune. Din cele 17 autobuze care au venit și rulează în momentul de față în municipiul Craiova și care sunt dotate cu climatizare, odată cu venirea căldurii, conducătorii auto au avut și au permisiunea să folosească instalațiile de aer condiționat, respectiv de climatizare, cu mențiunea că sunt setate pe o temperatură de 22 de grade, și odată cu depășirea acestei temperaturi în interiorul autobuzului, pornește instalația de climatizare. Totodată am avut și reclamații la diversi călători și cetățeni ai Craiovei
care ne-au reclamat faptul că în anumite mijloace de transport care au climatizare pe ele în dotare, este frig. Fiecare dintre cele 17 autobuze dotate cu instalații de aer condiționat au costat aproximativ 200.000 de euro. Peste 350 de bolnavi ajung zilnic la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean din Craiova și, cum prioritare sunt cazurile grave, nu au altceva de făcut decât să-și aștepte uneori ore întregi rândul. Reprezentanții UPU spun că s-a ajuns la această situație pentru că în urgențe vin sau sunt trimise de alți medici multe persoane care pot fi tratate foarte bine și mai repede la spitalele locale sau chiar acasă. Oamenii vin dimineața de vreme din toate colțurile Olteniei. De cele mai multe ori li se spune însă să aștepte. De azi dimineață. De la ce oră? Mai precis pe la 8 jumate, 8, cam așa, da. Și ce vi s-a spus? Să așteptăm. Am soția cu multe complicații și a zis să așteptăm. Și de unde ați venit, de aici, din Craiova? Nu, Răcarul de Sus, de la Filiaș. Acolo i-a făcut o perfuzie soției, are dureri groaznice de stomac, i s-a zis că are ulcer. Să vin de vineri, după masă, seara, să vin la urgență, la Craiova. Deci vă duceți marți. Păi am venit și a văzut, a consultat-o, deci așteptați. M-a luat un cal târâș, atât. Și a zis că să aștept pentru o radiografie. Atât, atât. Acum nu știți cât o să aștept? Acum nu știu, domnișoară, de ce să vă spun, nu știu cât o fi să aștept, nu știu. De unde ați venit? Din la țară, da. Și cu ce ați venit? Cu mașina proprie? Da. Am vecinul care se simte rău, are tensiunea mare. Și de unde ați venit? Din de aici, din Popoveni. Și ce vi s-a spus? Nu știu, ne-a spus să ne așezăm pe bancă aici. Nu știți cât ați așa? Nu știm. Așa, urgență, nu prea văd cum e, dacă moare omul până îl duce la... Conducerea unității de primiri urgențe ne explică de ce s-a ajuns la această situație. Este evident că urgența din Craiova este foarte aglomerată, există și motive. Unele sunt obiective, altele sunt mai puțin obiective, în sensul că suntem un spital cu caracter regional care deservește populația din 5 județe și din acest motiv este clar că vor fi direcționați foarte mulți pacienți și, bineînțeles, cei gravi, nu cei care ar putea fi rezolvați în județele lor. Există și motive mai puțin obiective, în sensul că există un număr considerabil de pacienți care ar fi fost foarte ușor rezolvați și de alte verigi ale sistemului. Prioritizarea este o regulă într-un spital mare, cum este și județeanul din Bănie, o regulă după care se ghidează și cei 3-4 medici care sunt pe tură în fiecare zi la unitatea de primiri urgențe. Urgența înseamnă management foarte rapid pentru urgențele critice. În așa fel încât urgența critică să nu aștepte absolut deloc, pacientul care are instabilitatea funcțiilor vitale sau risc al funcțiilor vitale sau și mai rău funcții vitale oprite în evoluție, adică stop cardiac sau stop respirator sau lucruri de felul acesta, să fie tratați primii și pentru ei să existe întotdeauna loc, să existe disponibilitate de personal. Anul trecut, la unitatea de primiri urgențe au ajuns 130.000 de pacienți. Practic, apelează la aceste servicii de 4 ori mai multe persoane decât se internează în tot spitalul într-un an de zile. Dronele au din ce în ce mai multă căutare, fie că sunt folosite în agricultură sau pentru a supraveghea liniile de înaltă tensiune. La Beharca, defecțiunile apărute la panourile dintr-un parc fotovoltaic sunt depistate cu ajutorul unei drone. Pentru a ridica însă în aer acest aparat este nevoie de autorizație de zbor. Tehnologia modernă pătrunde și pe piața Doljului. Începând de acum, acest câmp de panouri fotovoltaice poate să fie supravegheat din aer cu ajutorul dronelor. Dacă una din aceste diode este defectă, ea se încălzește foarte mult și cu această aplicație, prin dronă, putem să vedem în infraroșu diferența de temperatură a acestei diode comparative cu cele care sunt alăturate. Practic se vede o diferență de temperatură foarte mare, foarte mare și care ne ajută să vedem că aici avem un defect.
Nu ne-am dat seama de acest defect, panourile ar merge în continuare, dar nu ar fi protejate. În momentul în care ar apărea același fenomen pentru care s-a distrus această diodă, panoul s-ar distruge el. Și în acest moment, fără o dronă, ați putea vedea manual? Greu. Ne-ar lua foarte mult timp să luăm panou cu panou. Da. Ne-ar lua foarte mult timp. Dronele pot fi folosite în mai multe domenii. Prețul unui aparat pornește de la 3.000 de euro și poate ajunge și la 40.000. Până la 8 metri stabilizare optică. Dronele în momentul de față în România, noi încercăm să le folosim în aplicațiile industriale și anume inspecția liniilor de înaltă tensiune, inspecția panourilor fotovoltaice, plus aplicațiile clasice din sistemul topografic. Este un trend de a folosi dronele în agricultură. În acest moment, folosirea camerelor multispectrale va reduce costurile în agricultură, dar deocamdată e la nivel de început. Drona nu poate fi folosită decât după ce a fost obținută autorizația de zbor pe o zonă deja stabilită. Casa primarului din Târgu Jiu, Florin Cârciumaru, a fost vizitată astăzi de procurorii DNA Craiova. Aceștia efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție comise în perioada 2008-2015. Pe lângă domiciliul președintelui PSD Gorj au mai fost efectuate percheziții și la biroul acestuia. De asemenea, oamenii legii au descins și la alte 6 locații din județ, printre care și o instituție publică. Celelalte sunt societăți comerciale și domicilii ale unor persoane fizice. Procurorii s-au deplasat și la sediul societății Aparegio. Operațiunea s-a desfășurat cu sprijinul Serviciului Român de Informații, Direcției Generale Anticorupție și cel al Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei. 26.000 de hectare de pădure au fost retrocedate după 1990 în județul Dolj. Conform legii, noi proprietari trebuie să le păzească, dar numai câțiva au încheiat contracte cu Direcția Silvică Dolj sau alte ocoale în acest sens. În aceste condiții, ei favorizează practic defrișările ilegale făcute de hoții de lemne și riscă să le fie reziliat contractul. Mulți dintre cei cărora le-au fost retrocedate păduri după Revoluție riscă să le piardă pentru că nu le păzesc, după cum spune legea. Nici măcar jumătate dintre proprietari nu a semnat un contract pentru pază cu Direcția Silvică Dolj sau cu un ocol silvic privat. Hectare întregi de pădure riscă astfel să fie defrișate de hoții de lemn. În anii 90, fondul forestier al județului era de circa 86.000 de hectare, dintre care s-au retrocedat în jur de 26.000 de hectare. În pază sunt 6.780 la Direcția Silvică. Mai există un ocol silvic privat care a preluat o parte din aceste suprafețe. Mai există ocolul silvic eparhial cu sediu în județul Gorj, care are de asemenea în pază anumite suprafețe. Deocamdată au fost reziliate contracte doar pentru câteva hectare, dar din alte motive. S-au reziliat numai câteva hectare de pădure din motive și în primul rând de neplată și apoi din punct de vedere al legalității juridice. Se întâmplă ca unii proprietari, fiind în vârstă, au decedat. Direcția Silvică și-a propus pentru acest an un program de împădurire pentru a mai compensa dispariția copacilor cauzată de tăieri. Programul de regenerări pentru anul acesta este de 606 hectare, dintre care regenerări naturale 206 hectare. Din punct de vedere al suprafeței de pădure raportate la numărul de locuitori, România se situează pe locul 10 la nivel european, cu 0,30 hectare pentru fiecare locuitor. Liceul Tehnologic Auto din Craiova și-a prezentat în această săptămână oferta educațională. Vorbim despre 3 clase de învățământ liceal, una pentru profesional și o a 5-a pentru vocațional sportiv, respectiv fotbal. Conducerea unității susține că, în condițiile în care tinerii se orientează din ce în ce mai mult spre învățarea unei meserii în timpul școlii, în toamnă clasele vor fi pline.
părinții elevilor s-au săturat să vadă tineri absolvenți ai unor licee teoretice care ulterior devin șomeri. Pe asta se bazează conducerea liceelor cu profil industrial din Craiova atunci când spun că din toamnă vor avea clasele pline. Unul dintre acestea este Liceul Tehnologic Auto, care și-a prezentat oferta educațională. Avem un număr de 5 clase de învățământ profesional, 3 clase de învățământ liceal și o clasă de învățământ liceal vocațional sportiv, respectiv fotbal. Învățământul profesional este cel pe care ne bazăm noi foarte mult, având în vedere evoluția actuala societății. De ce ar alege un tânăr la început de drum să vină să studieze la dumneavoastră? Pentru că învață meseria exact la locul de muncă, acolo unde va lucra la absolvirea școlii și acolo are posibilitatea să vadă concret ce are de făcut. Firmele au posibilitatea să-l vadă la lucru. Pe cei care au ales deja acest liceu i-am găsit în timpul orelor de practică. Unii dintre ei știu deja unde vor lucra atunci când vor fi absolvenți. La ce te-ai gândit când ai ales liceu? Păi m-am gândit că aici au și niște profile care mi-au plăcut mie și care... Păi primul de mecanic auto, operator comandă numerică, acum sunt înscris la Ford, am făcut contractul acela. Unde ești? Din Zănoaga. Și de ce ai ales tehnologic auto? Pentru să pot să înveți o meserie, ceva. Matrițer. Liceul nostru beneficiază de o șansă extraordinară. Suntem adoptați de comunitatea de business din Craiova, din zonă, sub egida adoptă un liceu. I-am consultat cu privire la ce calificări sunt necesare. În 2014, la nivel național, se înscriseseră de 3 ori mai mulți elevi în școlile profesionale decât în anul precedent. Premieră astăzi la Teatrul Marin Sorescu, de această dată actorii Naționalului din Bănii au jucat pentru copii. Basmul teatral Isteața a fost pus în scenă de regizorul Traian Savinescu, directorul artistic al Festivalului Internațional de Artă Animației PAC Anima Fest. Piesa a fost nu doar pe placul copiilor, ci și al părinților și bunicilor care i-au însoțit. Este prima dată când Traian Savinescu își demonstrează talentul regizoral în Bănie. După Hansel și Gretel la Opera Română din Craiova, ne-a propus acum Isteața, tot după frații Grimm, la Teatrul Național Marin Sorescu. Este o poveste, să zicem, cu un sâmbure mai delicat, să zicem, adică trecem din zona prinț-prințese, Caină, Zdrăvan și Zâne, într-o zonă de teatralitate foarte evidentă. Și înseamnă Zubo! Tatăl acesta jigărit s-a pricopsit la bătrânețe cu o fată, Liza, fata lui, frumoasă și deșteaptă. Asta se cheamă că cel de sus i-a pus în straiță mult noroc. Iar dacă dracul coada nu-și băga cu aurul să-i ispitească, trăiau și mureau fericiți la adânci bătrâneți, cu gândul că au totul de la viață! Dar aurul celor din preajmă mințile le ia, într-un cuvânt, în duhul aurului de atinge, ai dat-o de belea. Ai dat-o de belea? Dar colorat mai vorbește regina mea! Când regele Becher și Pisicher îi puse mintea fetei la încercare, fata, Isteață din Născare, îl dovedi pe rege și îl cuceri pe marele bărbat și apoi, punând capac la toate, îl lua și de bărbat. Și pentru actori, piesa a fost o provocare, dar una frumoasă. Basmul i-a adus în fața copiilor pe actorii Monica Ardeleanu, Isteața Liza, Constantin Cicort, Regele, Geni Maxim, Buză, Cosmin Rădescu, Bilă, Tamara Popescu, Gușă, Ștefan Cepoi, Gaie, Eugen Titu, Soldat, Nicolae Poghiec, Bufonul, Corina Druc, Omul cu Măgarul, Tudorel Petrescu, Temnicerul și Petra Zurba, Magul. Cred că am câștigat pe copii astăzi și... Asta e marea împlinire până la urmă, să-l câștigi, să-l iei cu tine în lumea ta, în egală măsură în care tu te duci în lumea lui. Cred că acest schimb de lumi e unul foarte interesant. Până la urmă, copilul din noi, într-o mai mică sau mai mare măsură, iese la iveală. Iese la iveală și vorbește pe limba copilului ce trebuie să zică.
Micuții care nu au văzut astăzi Istața trebuie să știe că piesa va fi jucată pe scena Naționalului Craiovean și în luna iunie. Trupa Voltaj reprezintă în această seară România în prima semifinală a Eurovizionului. Pe scenă vor urca 16 țări, dar Călin Goia și trupa sa vor concura penultimii. Voltaj mizează pe mesajul de impact al piesei, de la capăt, dar și pe vocea foarte puternică a solistului. Cel mai cunoscut eveniment muzical din Europa a ajuns anul acesta la cea de-a 60-a ediție și este organizat în capitala Austriei, la Viena. Dacă în prima semifinală vor concura 16 țări, în cea de-a doua, pe 21 mai, vor fi 17 state. Finala Eurovizionului va avea loc pe 23 mai. Semifinala din această seară va începe la ora 22, iar reprezentanții României vor intra în competiție după Republica Moldova, Armenia, Belgia, Olanda, Finlanda, Grecia, Estonia, Macedonia, Serbia, Ungaria, Belarus, Rusia, Danemarca, Albania și înaintea Georgiei. Voturile românilor din străinătate vor conta în proporție de 50%, iar cealaltă jumătate va fi decizia juriului. Voltaj a câștigat selecția națională a Eurovizionului, care s-a desfășurat anul acesta pentru prima dată în Bănie, pe 8 martie, la Sala Polivalentă. Pe locul 2 s-a clasat Luminița Anghel, artista care în 2005 a câștigat împreună cu Sistem locul 3 la Kiev. Aceeași performanță a fost obținută de Paula Seling și Ovi în 2010 la Oslo, în vreme ce Mihai Treistariu a fost pe poziția 4 în 2006 la Atena. Anul trecut, Ovi și Paula Seling au participat din nou la Eurovision la Copenhaga și s-au clasat pe locul al patrulea cu piesa Miracle. A venit acum timpul pentru informațiile meteorologice. Vreme caldă în toată Oltenia, la noapte vor fi 14 grade și e posibil să plouă la Târgu Jiu, Râmnicu Vâlcea și Filiaș. 15 grade se vor înregistra la Slatina și Calafat, în timp ce la Cetate și Drobeta, Turnul Severin, mercurul din termometre va atinge cota 16. Mâine vor fi 27 de grade la Târgu Jiu și Râmnicu Vâlcea și 28 la Craiova, Slatina și Drăgășani. La Calafat și Cetate, temperatura va urca până la 30 de grade Celsius. Jurnalul se încheie aici, sunt Ionela Gherghe, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să rămâneți în continuare alături de programele Alege TV. O seară frumoasă vă doresc!